Un bărbat de 71 de ani, localnic din comuna Doljeană, Secu, trăiește de 2 luni un adevărat coșmar. Bărbatul a rămas fără calea de acces după ce un vecin a închis drumul. De vină pentru situația creată sunt angajații primăriei, care au uitat să treacă ulița pe hartă. Bătrânul povestește cu lacrimi în ochi că la vârsta de 71 de ani este nevoit să meargă 3 km prin pădure pentru a putea ajunge la locuința lui. Totul a început în urmă cu 2 luni, atunci când un vecin a închis calea de acces cu acte în regulă. Marin Viziru susține că de vină pentru situația de față sunt angajații primăriei, care au uitat să treacă ulița pe hartă. Eu nu mai am acces la drum și sunt nevoit să merg 3 km prin pădure pentru a putea ajunge la căsuța mea. Am documente și pot dovedi că legal am cale de acces, însă nimeni de la primărie nu vrea să vină și să rezolve această situație. Nu sunt eu de vină că au greșit ei actele acum mulți ani. Vecinul meu a închis drumul, iar eu ori zbor, ori merg prin pădure pentru a putea ajunge la locuința mea. Sunt bătrân și bolnav și trebuie să trec prin acest chin din vina altora. Pe drum zilnic fac 4 ore, 2 ore până cobor în sat să îmi cumpăr de mâncare, iar alte 2 ore până urc acasă, a povestit bătrân. Vecinii spun că bătrânul are zile când nu iese din casă. Eu i-am spus și primarul. Mă, eu am crescut aici, tu nu știi, că ești tânăr. Dar omul ăsta a avut drum de când să știe de a primit locul. Terenul care l-a muncit părinții, nu știe el unde face casă. Sunt zile în care nu iese din casă? Păi o fică, dar pe ce? Că se duce și așa la apă, să-și ia pâine, stă acolo în dos. N-are ce să facă? N-are ce să facă, trece, ba pe la vecinul ăsta, ba pe la altul. Sau merge 2 km? Sau merge 2 km pe deală. Deci la 70 de ani, face și câte 4 km pe zi ca să-și cumpere ceva de la magazin. Ca să-și cumpere ceva și dacă se întâmplă de bolnav, tu ce-l scoate, ce faci? Vecinul care a închis calea de acces susține că are acte de proprietate pentru terenul respectiv și că nu a încălcat legea.